100% de acoperișuri, 90 sunt fără acte, făcute după ureche prin anii 90 și fără proiect, fără autorizație. Bilanțul dezastrului provocat în numai 20 de minute de o furtună extrem de violentă ce s-a abătut duminică seara peste județul Mehedinți este unul sinistru. Au fost avariate în județ 32 de acoperișuri de clădiri, dintre care 28 numai în Severin. Alte 3 acoperișuri au zburat la Șimian și unul la Strehaia. Au rămas fără energie electrică 13 localități. ISU Drobeta a intervenit în Severin pentru degajarea 16 acoperișuri sau părți din acestea căzute, 11 copaci prăbușiți pe case, autoturisme carosabil sau pe stâlpi electrici, dar și pentru degajarea unui stâlp electric prăbușit peste o casă. Vai, doar acoperișul. Cele mai multe intervenții au avut loc în municipiul Drobeta, Turnul Severin, unde colegii mei au intervenit încă de aseară pentru înlăturarea mai multor acoperișuri sau elemente de acoperiș care au fost doborâte din cauza vântului puternic, dar și pentru îndepărtarea unor copaci căzuți peste autoturisme, stâlpi electrici sau pe carosabil. Te-ai băgat stea de postești? Am parcat în bază plic și m-am dat cu zile de acoperiș. Da, a fost digerire foarte. Ce să mai... Aveau știe cum era la... Te scade în cap la oameni. Eu ce-am parcat și după ce am parcat mașina și am venit acoperit și de acolo direct. Bă, pe tot, va rămâne ca pe cocin acasă, apoi la gazim în spate, e tot acoperit în cap. Dacă imediat după vijelia îngrozitoare, primarul municipiului Marius Creciu a fost pe teren pentru a evalua pagubele, astăzi edilul șef a făcut o conferință în care a descris atât dimensiunea dezastrului, cât mai ales una dintre cele mai grave cauze ale acoperișurilor căzute, efectuarea de lucrări de mântuială. Primarul le reamintește asociațiilor de proprietari care au acoperișuri ridicate fără autorizație că vor plăti pagubele produse. A fost cea mai puternică furtună pe care am trăit-o. Dacă la alte furtuni erau 2, 3, poate rar 4 acoperișuri luate, acum am avut 27 de acoperișuri, care a antrenat după sine 21 de mașini avariate grav, adică unele sunt chiar daună totală, dar încă alte 10 de mașini zgrăiate cu mici daune, lucru care efectiv ne-a uimit și pe noi. În 20 de minute, că nu cred că a durat mai mult vântul, a reușit să facă atâtea pagube. Avem foarte mulți copaci doborâți, unii scoși din rădăcină, parcă i-ar fi luat un taifun, un uragan. În acest moment, asociațiile de locatari, ale căror acoperișuri au lovit mașinile, sunt bune de plată pentru cei care au suferit daune. Pentru că este proprietate privată, ei erau obligați să aibă toate documentele necesare dacă aveau autorizație sau dacă au autorizație, nu vreau să generalizez, dar dacă o asociație are autorizație, are proces verbal de semnat cu firma de construcții care a făcut acoperișul, proces verbal de recepție, asociația se îndreaptă împotriva firmei de construcții care nu a pus la punct foarte bine acel acoperiș. Primarul a lansat totodată și un avertisment dur la adresa celor care execută acoperișuri fără cele mai elementare norme de siguranță. Aceștia vor fi amendați și obligați să intre în legalitate. În perioada următoare o să mă văd obligat să căutăm soluții, să începem să-i și amendăm. Acele asociații de locatari care nu înțeleg importanța unui asemenea demers, acela de a proteja viețile oamenilor, vor fi amendate și obligate să se pună în legalitate.
Urmele lăsate de furtună se mai văd și acum, iar pentru degajarea zonelor afectate de copacii căzuți și de acoperișurile zburate, s-a muncit în ritm susținut toată noaptea. Din păcate însă, pagubele sunt imense și foarte mulți proprietari de autoturisme s-au ales în parcare cu mormane de fier contorsionat.